Gorunul lui Horea, ca și gorunul lui Avram Iancu sau ceilalți goruni care au fost plantați de diferiți conducători ai României. Sunt stejar pedunculat, specia este stejar pedunculat, se vede foarte bine, îți dai seama foarte bine de la distanță, în primul rând după caracterele scoarței, care reprezintă un ritidom, adică o scoarță moartă, un ritidom adânc brăzdat, dar și mai bine, dacă te uiți cu atenție la frunzele care deja sunt foarte bine dezvoltate, inclusiv ale lestarului acestui arbore, care e posibil să fie rezultat de fapt dintr-o ghindă a altora din jur, identificăm cu certitudine că specia este stejar pedunculat.